Bineînțeles că fiecare dintre noi ne dorim ca anul nou să fie mai bun, însă pentru ca aceste speranțe să devină realitate, se spune că trebuie să ținem cont de ce se face și ce nu se face în anul nou. Se spune că nu trebuie să faci curățenie în casă în 31 decembrie, pentru că un membru al familiei va muri în anul următor. Singurele obiecte pe care le poți spăla fără ca acest lucru să aibă consecințe nefaste sunt vasele. Tot în ajun, fetele nemăritate trebuie să pună într-un vas cu apă un fir de busuioc, o ramură de măr și un ban, iar dimineața îl va visa pe cel cu care se vor căsători. Pe 1 ianuarie nu trebuie să arunci nimic din casă, nici măcar gunoiul. Dimpotrivă, este de dorit să primești un cadou, oricât de mic și nesemnificativ ar fi acesta. Tot pe 1 ianuarie, asigură-te că faci ceva, oricât de puțin, care să aibă legătură cu serviciul. În felul acesta vei avea spor la muncă și succese tot anul. Dar atenție mare, nu te angaja să muncești de-a binelea, pentru că efectul va fi exact opus. În noaptea de anul nou, poartă ceva roșu pentru că aduce noroc, iar pe 1 ianuarie, îmbracă-te cu o haină nouă din același considerent. Se mai spune că primul om care ne va trece pragul casei în prima zi din noul an ne va influența tot anul. Persoanele blonde sau roșcate aduc ghinion, în timp ce cele brunete aduc noroc. La fel, dacă această primă persoană care intră în casa ta este bărbat, e cu noroc, iar dacă e femeie, poartă ghinion. La miezul nopții, toate ușile ar trebui să fie larg deschise pentru a lăsa anul vechi să iasă. Se spune că spiritele malefice se tem de zgomot și de lumină puternică. De aici derivă și obiceiul de a organiza jocuri de artificii și de a face, în principiu, zgomot pe orice cale. Nu plânge pe 1 ianuarie și evită să spargi vreun obiect. La miezul nopții, puneți o dorință. Sunt mari șanse ca ea să se îndeplinească. Copiii născuți pe 1 ianuarie vor avea mare noroc în viață. Chiar dacă sunt destui superstițioși, mulți dintre făgărășeni spun că nu cred în astfel de obiceiuri. Nu credem, povești. Chiar nu mă duc, nu îmi umplu memoria. Nu prea cunoaștem așa multe că suntem bătrâni. Culori deschise, ceva roz, portocaliu, alb. Mai mult la bătrâni. Superstițiile nu se prea ia în seamă. Sunt foarte multe. Așa dacă ne luăm. Așa dacă ne luăm, nu putem. După superstițiile astea nu putem să ne încadrăm. Și dacă românul este din cale afară de superstițios, ei bine, nici restul popoarelor nu sunt departe de noi. De exemplu, în Italia, anul nou este întâmpinat printr-un obicei special, care constă în a arunca pe fereastră obiecte vechi, simboluri ale anului care a trecut. Astfel, obiectele de mobilier și hainele ajung în stradă. În Statele Unite ale Americii, una dintre superstițiile larg răspândite este că pe 1 ianuarie ar trebui să mănânci mazăre, pentru că aduce noroc atât în viața personală cât și în cea profesională. Austriecii la miezul nopții țin în mână un purceluș. În perioada dintre Crăciun și Anul Nou, în toată Austria se găsesc de cumpărat astfel de jucării, considerate a fi adevărate talismane. Nu doar o anumită vestimentație îți va purta noroc în noul an, ci și ce vei mânca. O vorbă din bătrân spune că dacă mănânci pește noaptea dintre ani, vei trece lin peste toate greutățile. Obiceiurile și superstițiile variază de la o țară la alta. Unele au fost modernizate, în timp ce altele au fost uitate sau ignorate de noile generații. Oricum ar fi, cert este că în noaptea dintre ani trebuie să facem un lucru important. Să nu uităm să ne punem o dorință și să întâmpinăm noul an cu speranțe mari.